Peste 165.000 de hunedoreni s-au autorecenzat online până în data de 15 mai, când s-a finalizat această etapă a recensământului general al populației și locuințelor. Acest lucru înseamnă că mai bine de 45% dintre hunedoreni s-au autorecenzat. Cu toate acestea, județul Hunedoara se situează pe locul 29 din 42 la nivel național la acest capitol. În județul Hunedoara, până în 15 mai, au fost completate 165.460 de chestionare, ceea ce reprezintă 45,2% din populația țintă estimată. Județul Hunedoara se situează pe locul 29 în ierarhia județelor, la egalitate cu județul Alba. Cel mai mare număr de chestionare a fost completate în județul Brașov, 349.489, ceea ce reprezintă 63,2%, județul Harghita, județul Covasna, ia pe ultimele locuri în ierarhia județelor, Mehedinți, Iași, Bacău, cu doar 35,2%. Datele centralizate mai oferă niște statistici interesante. Astfel, așa cum era de așteptat, de altfel, majoritatea covârșitoare a celor care s-au autorecenzat, adică peste 80%, provine din mediul urban. Ceea ce surprinde însă este faptul că mai mult de jumătate dintre hunedorenii care s-au autorecenzat au avut nevoie de asistență când au completat formularele. Totodată, ar mai fi de menționat și că în jur de 20.000 de hunedoreni s-au autorecenzat în două zile, respectiv 11 și 12 mai. Pe medii de rezidență, 83,4% din chestionare au fost completate în urban, iar 16,6% au fost completate în rural. Iar după metoda de autorecenzare, 52,7% din chestionare au fost completate cu asistență ARA, iar 47,3% autorecenzare pe cont propriu. Cel mai mare număr de chestionare a fost înregistrate în data de 12 mai și anume 10.087 de chestionare. În data de 11 mai am avut de asemenea un număr foarte mare de chestionare, 9.511 chestionare. La nivel național, autorecenzarea pare să fi dat rezultate întrucât procedura a fost prelungită până pe 27 mai. Cei care nu se autorecenzează până atunci vor primi la domiciliu vizita recenzorilor de teren, până cel târziu 17 iulie. Datorită interesului foarte mare acordat autorecenzării, cei care nu au reușit până acum să completeze chestionarul online mai au la dispoziție până pe 27 mai. Ca și până acum, autorecenzarea se poate face de acasă, adică pe cont propriu sau într-unul din punctele de autorecenzare asistată. În această perioadă, call center-ul recensământului va funcționa în continuare zilnic, inclusiv sâmbăta și duminica, între orele 7 și 20, iar aplicația de autorecenzare va rămâne deschisă și se va asigura mentenanța funcționării acesteia. Etapa dedicată interviurilor față în față a fost reprogramată pentru perioada 31 mai 17 iulie. Recensământul general al populației și locuințelor era programat pentru 2021, dar din cauza pandemiei de coronavirus a fost amânat pentru anul în curs. Acțiunea este una extrem de importantă pentru implementarea politicilor guvernamentale în următorul deceniu, iar cei care nu vor participa la recensământ riscă amenzi între 1.000 și 3.000 de lei.